Iată-ne, dragi prieteni, în județul Vâlcea, un loc în care regăsim pe harta religioasă numeroase așezăminte monahale. Am trecut pe rând pe la Cozia, Arnota, Bistrița, Hurez, iar acum ne îndreptăm spre mănăstirea dintr-un lemn. Județul Vâlcea se mândrește cu așezămintele monahale pe care le are. Ridicarea acestora s-a făcut din timpuri străvechi și ne arată că aceste meleaguri sunt încărcate de o istorie bogată și captivantă. Așa am descoperit-o și noi, bătând la pas, potecile străbătute altădată de oameni dedicați credinței și lucrurilor frumoase. Fiecare mănăstire are ascunsă în pereții ei câte o poveste. Astăzi însă am descoperit-o poate pe cea mai frumoasă. Haideți să o cunoaștem și să o povestim împreună. Din salba mănăstirilor vâlcene, cea cu nume deosebit, dintr-un lemn, are o poveste aparte și mulți dintre noi suntem încântați să o descoperim. Totodată ocupă un loc deosebit pentru că este singura mănăstire din România închinată aviatorilor și marinarilor. Mănăstirea este la 25 de kilometri de râmnicul Vâlcea, în comuna Frâncești, în imediata vecinătate a mănăstirilor Surpatele și Govora. Intrarea în complexul monahal se face pe o alee lungă, străjuită de o parte și de alta de sălcii. Mai departe vedem intrarea spre prima incintă a mănăstirii. Acolo putem vedea reprezentat pe Sfântul Ilie, care se urcă la cer cu carul de foc, fiind reprezentantul aviatorilor, iar în partea stângă avem îndoiala lui Petru și salvarea lui de către Mântuitorul din valurile mării. Urmează parcul mănăstirii, înconjurat de o incintă foarte frumoasă, construită în zilele noastre, ca de altfel și biserica cea nouă, care se lasă pe partea dreaptă. Urcăm ușor spre biserica voievodală, din piatră, cea de secol XVII, iar sus de tot, pașii se îndreaptă curioși spre bisericuța dintr-un lemn, cea de secol XVI. De altfel, de aici începe istoria mănăstirii. Această bisericuță reprezintă inima acestui complex monahal atât de iubit de oameni de pretutindeni care vin să-i cunoască istoria. De mult de tot, aici a fost ridicată o bisericuță din lemn. Se spune că un călugăr ar fi găsit în scorbura unui stejar secular o icoană a Maicii Domnului, iar o voce i-ar fi spus în vis să construiască un așezământ de rugăciune. Așa a cioplit dintr-un lemn de stejar bisericuța. Bisericuța datează de la mijlocul secolului al XVI-lea, iar legenda îi impresionează și acum pe oameni.
este construită chiar pe locul stejarului secular, purtător de icoană, din bârne groase, încheiate în coadă de rândunică, în formă dreptunghiulară și nu depășește 4 metri înălțime. Chiar și cuiele folosite sunt tot din lemn. Legenda spune că în secolul al XVI-lea, pe aceste locuri trăia un pusnic. El a găsit într-o scorbură a unui stejar secular icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, icoană din care știm că auzea glasul Maicii Domnului în repetate rânduri, spunându-i: dorința mea este ca tu să zidești o bisericuță în cinstea mea din materialul acestui stejar. La început, pustnicul s-a îndoit de așa întâmplare, dar apoi a înțeles că este voia Maicii Domnului. Așa că a tăiat stejarul și a găsit icoana din scorbură. A cioplit bârnele și a ridicat bisericuța doar din lemnul unui singur stejar secular, de unde și denumirea, dintr-un lemn. Însă prima atestare documentară o găsim la diaconul Paul de Alep, cel care l-a însoțit pe patriarhul Macarie al Antiohiei în călătoriile sale prin țările române între anii 1653-1658. Diaconul Paul de Alep notează faptul că un pusnic care trăia în acest codru de stejar secular care se găsea pe aceste locuri a găsit la umbra unui stejar secular icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, urmând ca apoi să zidească o bisericuță folosind doar lemnul acelui stejar care adăpostea icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului. Se știe că de-a lungul timpului bisericuța a ars, dar a fost restaurată. I-a fost întărită fundația cu piatră, iar acoperișul a fost înlocuit cu șiță de brad. Renovările ulterioare au păstrat întocmai forma, dimensiunea și locul celei originale. În prezent avem 4 stejari seculari, 2 pe stânga, 2 pe dreapta bisericuței. Ei sunt ca niște străjeri care practic ocrotesc sau străjuiesc bisericuța. Știm că ei sunt din perioada în care a fost ridicată bisericuța, adică au 500-600 de ani și sunt, considerăm noi, puii acelui stejar secular din care a fost ridicată bisericuța. Interiorul bisericuței nu a fost pictat niciodată. Este împodobit cu icoane din secolele 18 și 19, adunate de maicile de la mănăstire de-a lungul timpului. Iconostasul adăugat după renovarea de la 1810-1814 este sculptat în lemn de tei de meșteri țărani din sat. De asemenea, este acoperit cu icoane. Această bisericuță, străjuită acum de câțiva stejari seculari, rămâne o dovadă de necontestat a spiritului religios din această parte a Olteniei. Coborâm dealul și ne îndreptăm spre Biserica Voievodală, cea din piatră, adăugată mai târziu, pe la 1635-1640, de Matei Basarab, domn al Țării Românești, și restaurată apoi, în 1715, de domnitorul Șerban Cantacuzino. Unele documente îl atestă pe Matei Basarab ca fiind ctitorul bisericii din piatră, iar altele pe marele boier Preda Brâncoveanu, ruda domnitorului. Mai mult ca sigur, cei doi și-au adus aportul împreună la ridicarea acestui lăcaș, dacă ținem cont de aplecarea lor către credință și frumos.
Biserica Voievodală prezintă o arhitectură specifică vremii lui Matei Basarab. Are două turle, iar exteriorul impresionează prin jocul de culori și geometria cărămizilor armonios conturate. De când a fost construită, aici a fost mutată icoana Sfintei Fecioare, de care este legat trecutul acestei mănăstiri. Icoana Maicii Domnului, de care este legată existența acestui sfânt lăcaș monahal, este păstrată cu multă sfințenie în biserica de piatră. Originea ei provoacă și astăzi curiozitatea credincioșilor și interesul specialiștilor. Icoana găsită este acum păstrată în catapeteasma bisericii din piatră. Alături s-a adăugat icoana cu Mântuitorul. Icoana făcătoare de minuni găsită de către pusnic în stejar sau la umbra coroanei stejarului are dimensiuni impresionante, are 1,60 m pe 1,20 m și este pictată pe o singură bucată de lemn, lemn de chiparos. Este încadrată în catapeteasmă datorită dimensiunilor ei foarte mari, iar icoana cu Mântuitorul a fost zugrăvită special, păstrând oarecum coloritul icoanei făcătoare de minuni, ca să avem o armonie în ceea ce privește pictura. Părerile specialiștilor în ceea ce privește vechimea acestei icoane sunt împărțite. Unii au datat-o ca fiind pictată în secolul IV la mănăstirea Teotocos din Grecia. Alții spun că a fost pictată în a doua jumătate a secolului XVI. Se mai spune că a fost lucrată după un model mai vechi, chiar înainte de 1453, în Bizanț sau la muntele Athos. Nimeni nu știe însă cum a ajuns la mănăstirea dintr-un lemn, în condițiile în care, în lume, mai există doar 3 exemplare similare cu cel de aici. La ultima restaurare, din 2002, când icoana a fost scoasă din rama de argint, s-a descoperit că este pictată și pe spate, cu reprezentarea judecății de apoi. Un sâmbure de adevăr există cu siguranță. Și dacă să spunem că icoana nu a fost în stejar, dar a fost cu siguranță atârnată sau cumva la umbra stejarului. Șerban Cantacuzino este și el considerat oarecum ctitor, de aceea în pridvorul bisericii vom vedea în partea stângă tabloul votiv, pentru că în partea dreaptă este tabloul votiv al lui Matei Basarab și doamna sa Elena, dar în partea stângă vă spuneam că este tabloul votiv al lui Șerban Cantacuzino și doamna sa Păuna, pentru că se știe că el a adăugat pridvorul și a modificat forma ferestrelor. În urmă cu 8 decenii, Ministerul Aerului și Marinei din acea vreme a restaurat acest sfânt lăcaș. Astfel a devenit simbolic un loc de închinăciune pentru aviatori și militari. Ministrul Aerului și Marinei, generalul colonel Paul Teodorescu, își are locul de veci aici. În ultima parte a vieții sale s-a retras la mănăstire, unde și-a scris memoriile. Maicile mai în vârstă au povestit
cum la acea vreme echipele de muncitori erau aduse cu elicopterele pentru a repara mănăstirea. Semnele militare și numele eroilor căzuți la datorie se regăsesc în incinta acestui complex monahal ca o mulțumire și binecuvântare pentru cei care au contribuit la salvarea acestui loc. Potniță, pe stânga și pe dreapta, se observă niște plăci foarte mari cu eroii aviatori și marinari. Asta arătând că, într-adevăr, suntem mănăstirea aviatorilor și marinarilor, mănăstirea în care ei sunt pomeniți în fiecare zi la Sfânta Liturghie, atât eroii aviației, cât și eroii marinei, cei trecuți dincolo, dar și, sigur, cei care sunt în viață. Ministrul Paul Teodorescu a iubit atât de mult această mănăstire, încât la bătrânețe s-a retras aici. În urma sa s-au păstrat câteva lucruri personale adunate într-o cameră memorială. Camera memorială a generalului Paul Teodorescu adăpostește obiectele dânsului, obiectele personale. Avem acolo bocancii dânsului, ochelarii, memoriile dânsului. Se știe că nu a fost căsătorit niciodată și de aceea în ultimii ani de viață s-a întors aici la noi, pentru că a fost o perioadă în care a făcut închisoare și după acea perioadă foarte grea pentru dânsul s-a așezat aici în mănăstirea noastră, considerându-o oarecum casa dânsului. Și chiar aici este înmormântat, fiind lăsat în testamentul dânsului lucrul acesta, că dorește să-și doarmă somnul de veci la umbra bisericuței. Această frumoasă legătură dintre mănăstire și aviatori se păstrează și în zilele noastre, când în fiecare an, de Sfântul Petru, militarii vin la mănăstire, se roagă și aduc un omagiu lui Paul Teodorescu. După ce ne-am închinat la bisericuța din lemn, apoi la cea de piatră, ne-am îndreptat spre o biserică nouă din acest complex monahal, potrivită zilelor noastre. Deși este încă în amenajare, impresionează prin mărime, dar și prin lucrurile frumoase care o împodobesc. Obștea monahală de la mănăstire, care numără 40 de suflete, se dăruiește în fiecare zi Domnului prin muncă,
rugăciune și păstrarea cu sfințenie a lucrurilor frumoase înfăptuite de înaintașii noștri. Se pune piatra de temelie a unei noi biserici, mult mai mare și mult mai spațioasă, pentru că era foarte mare nevoie. Numărul credincioșilor este foarte mare și noi suntem o obște destul de generoasă și atunci era nevoie de o altă biserică mai mare. Plus că dacă ne gândim că și bisericuța și biserica voivodală sunt monumente istorice, gândul a fost să le protejăm. Și iată cum ne-am bucurat inima și ochii trecând pragul acestei cunoscute și vizitate mănăstiri. Cu sute de ani în urmă, cineva a auzit un glas care l-a îndemnat să ridice o bisericuță. Și așa a făcut. Noi astăzi venim să o vedem și cu gânduri curate ne rugăm și ne închinăm. Faptele bune sunt întotdeauna răsplătite, iar cei care le fac sunt mai bogați în spirit și suflet. Și iată că am spus povestea mănăstirii dintr-un lemn. Am admirat stejarii seculari, ne-am închinat la icoana Maicii Domnului, am simțit adierea vântului și foșnetul sălcilor din apropiere. Dacă ajungeți prin zonă, veniți să-i treceți pragul, să vă umpleți sufletele de frumusețe și bucurie. Până data viitoare, vă doresc sănătate și spor în toate!